Bună dimineața la toți fanii mei, vreau să vă spun că am făcut cafeluța lui Bogdan și pentru mine, toată schema pentru mine și pentru Bogdan, bem cafeluța împreună la Ibi, că n-am mai cumpărat dozator, da, pentru că Bogdan a zis că îmi face cadou un dozator, dar bă că nu îmi face. Servește cafeluța, Bogdan. Poftă bună la cafeluță, Bogdan. Mulțumim, prieteni. Și cafeluța mea. Așa. Și vreau să vorbesc cu voi, cu fanii noștri. Ia zi, Bogdan. Bună dimineața la toți fanii mei. Bună dimineața la toți prietenii tăi, bună dimineața la toți tovarăși dragi ai tăi, ce vreau să le aducem la cunoștință, suntem în fața unui cafea. Da. Și vă zic să aveți... Vorbește! Da, vă vorbim cu fanii, ia vorbește tu cu fanii. Pentru că noi mai consumăm cum, și cafea, oare? Cum te simți, Bogdan, în dimineața asta? Că a zis patroana, a auzit că suntem împrăștiați și că nu mergem acasă la ea. Foarte rău, patroana, ce să spune? Patroana și-a făcut casa, și-a făcut tot. Ce nu mai interesează de tine? Are să-ți dă bani. Are să-mi dă bani. Știe ea. Sperăm patroana, că o zice bine. Bogdan e supărat și nu pasă mai bine acolo, pentru că știi tu de ce e supărat. Zi, Bogdan, ceva lui patroana. Ce să mai zic? N-am ce să mai zic. Știe ea mai bine, patroane. Înțelegi? Am rămas fără mașină, am rămas așa cum am rămas prieten și sper că o să fie bine, după cum vedeți situația noastră și financiară și verbală și ca talent și ca psihic, vă dați seama. Da, și vreau să vă spun că dimineața asta mă simt bine, fără șatră, mai bine fără șatră, nu? Nu, Bogdan, hai să pun telefonul aici. Da, să ne filmăm așa. Bine fără șatră, pentru că nu? E destul de bine că șatră vine o vorbă și din stânga și din dreapta și apoi nu mai înțelegi nici lucrurile pe care trebuie să le legi. Că sunt atât de multe încât nu faci față măcar la una dintre ele. Pentru că când încep la una, ba apare alta și apoi îți pierzi și controlul de a rezolva, îți pierzi și cuvintele de a avea la tine, pierzi toate calitățile. Apoi... Da, Daniel, ai trebuit să-i telefon așa, filmează. Da. Da. Când dimineața asta fanii nu știu unde mergem, ce facem, ia telefonul, a zis și fanii. A zis fanii. Ce a zis fanii? Am citit mesajele, că stai cu telefonul, lasă telefonul în fața ta când vorbești cu fanii. A zis. Stai puțin, că lasă fanii, da? Știu că le drag de mine, dar... Care le drag de tine? Fanii mei? Da. Nu știu dacă toți. Nu știu dacă toți. Că unii zice că tu... Pleci, fugi. Păi plec, na, nu, de unde, să, cum să nu plec? Dar dacă nu păi să... Păi de ce să pui? De ce să pui? Păi trebuie să plecăm, că n-avem și noi ce ne trebuie. Ce? N-avem. Stăm cu ce? N-avem servici, n-avem nimic, n-avem... Vrei să te angajezi? Cum știi că noi... Păi te angajează patroana, auzi la ea. Cum angajează patroana? Da. Nu mă angajează patroana. Cu patroana nu stă nimeni acolo, după cum ați văzut. De ce? Ai văzut cum stă papi vine și cu Marița? Vine oamenii și stă două zile și... Și papi cu Marița, cum stă papi cu Marița? Ai văzut că stă papi cu Marița? N-ai cum cu patroana să faci treabă. De ce? Înțelegi? Păi patroana e șmecheră că nu vă dă bani. Bine face că nu vă dă bani. Păi nu e șmecheră că nu dă bani, dar nu... Că nu vă dă galbine, asta vreți voi. Vă dați seama cu patroana că... Patroana doar ea vrea să trăiască, nu? După cum ați văzut și... Dar tu cum vrei să trăiești? Pe banii cu patroana? Păi ce mai face ea cu banii? Să-i dea lui Leo, să-ți dea ție. Că adică nu mergi și la patroana până îți dă doi galbeni. La cine să mai dă banii? La voi decât, nu? Nu neapărat, Doamne ferește, că vin eu și iau eu sau fac eu. Doamne, toată lumea pe interes.
Eu nu sunt cu mama pe interesul, nu mai merg în cauză că, acolo, că nu l-a primit pe frate meu, nu l-a primit pe frate meu. Da. Însă se mută cu Dana la ea acolo în casă pentru că a vrut să facă depozit și a plecat și Georgiana. Păi, dar tu crezi că venea Dana în șatra acolo să stea? După venea, ta. De ce nu venea? Dacă când bărbatul venea? E cu acte, Leo. Bă, voi fi cu mine, că bărbați sunt cu acte și cu 5 copii. Și? Cu acte și s-au separat și copiii, s-au separat și bijamalele și tot. Dar el cu Dana, că cât timp a stat cu ea și Dana mai mult, după cum știe lumea, a stat pe material. Pe cașcaval, cum s-ar spune. Ce mai contează acte, scrivare acte? Acte poți să faci cu una din stradă. Hai să faci. Aaa, așa spui tu ca să nu faci acte cu mine? Hai cum? Păi zis că ai dat divorțul de repată ta și că... Hai să vrei să dai divorțul să ne facem noi acte, să ne comunăm, nu? Și acum tu zici că actele nu le țin. Păi un om care îl iubești, tu crezi că îl ține, te îl iubești pentru acte? Da. Atunci sunt sau sigură cum? Pe tine că nu mai fugi. Hai, mă, trebuie să faci acte. Ai zis că dai divorțul de nevastă și la judecător ai zis că nu vrei să dai divorțul de ea. Păi da, dar noi avem și noi de împărțit, cum spune alea, bijamalele, treburile noastre, avem pretenții unul la altul. A. Cum? Dăm divorț așa cum dă Dana de Leo. Ce să ia Dana de la Leo? De la... Adică Leo de la Dana. Câinii, ce să mai ia? Bine. Ce să mai ia? Tu crezi dar că mai recuperează ce-a dat? Nimic nu mai recuperează. Mihai l-a s-a dat de casă, e cu minte, stă la șatră, dar să nu mai pleacă la București. E, până la urmă și cu Mihai l-a o să se satură și o să pugă și sat. Tu și Mihai la Puji. Păi hai să vorbim de... Cum a Puji și Georgiana, deci s-a mutat, tu te-ai mutat. Nu că Georgiana. Mihai l-ai cu minte, eu te stă acasă. Știi ce spun? Mergem și noi la Mihaela, mi-e dor de Mihaela și de Dabi. Întotdeauna și lucrurile o să duc până la un bun sfârșit. Niciodată nu o duc până la capăt. Băi, lasă-mă. Au un sfârșit toate lucrurile. Vorbim așa. Da. Astăzi mergem la Mihaela și la Alin și la David, că mi-e dor de ei. Și de Darius mi-e dor, și de Anca, și de Cătălin. De toată lumea ție ți-e vreo, dar ei de tine niciunul nu e dor. Și de Pintea mi-e dor, și da. De tot. Ei pe tine te-au uitat deja. Nu m-au uitat, că știe nu. Că eu am grijă lor și că mă rog la Dumnezeu pentru ei, să le dă Dumnezeu sănătate și tot bine. Lasă-te cu Dumnezeu, nu rugăm și pentru dușmani, dar pentru un apropiat din familie. Ce vorbe aia? E diferent cât de rău ți-ar face un dușman, trebuie să te rogi pentru el ca să... Roagă-te și tu pentru Diana, pentru soția ta, fosta soție. Păi ce să mă iert pentru el? Roagă-te pentru el, să-i ajută Dumnezeu, la copilul Diana. Acolo? Nu umbli și tu la Dana, criminală, pentru frate tău. Nu, la Diana, la soție, fosta soție ta. Că ai zis că nu vrei să dai divorțul de ea. Să lasă pe Dana, criminală, să ducă acasă că la... Nu vrei. Ea vrea să dă divorțul de tine, a dat divorțul de tine, dar tu ai zis că nu vrei. Acolo a fost alte treburi. Femeia așa la lumea în cap, deci nu e ca Dana, nu e ca Anca cu mânată ta. Ăștia sunt femei de treabă. Am văzut-o pe Dana că stă cu câinii, stă la casa ei, conduce, are ea angajată. Anca e la fel, stă la casă. Leo, ce poate să facă cu două? Măcar cu una să stea. Cum am stat și eu, uite, am lăsat-o, stau cu tine, basta, am terminat. Dar stai cu mine, nu dar nu termină nici el loc. Ba cu Dana, ba acolo, ba acolo, ba, nu găsește locul. Și dar acum întreb de mine. Păi te cheamă patron acasă, nu vezi? Păi tu ce vrei să spui de mine? Păi te femeia... cheamă patron acasă. O femeie când e bună, stai cu ea. Când e nebună, n-ai cum să stai. Ai înțeles? Dar după cum se vede, femeile sunt bune. Sunt bune? Sunt bune. Cum? Eu zic. Numai el că umblă el cu... Caut alta mai proastă. Că zice cu două capete, ce alea cu două capete? Mai are două pe TikTok, una pe Facebook, Leo. Una ce? În Spania, una în Germania, una în Italia. Are mai multe care vorbește cu ele prin telefon spiritual. Dragoste spirituală are Leo, dar în realitate așa are pe Dana și pe Anca. Păi, fosta e Anca și Dana. E iubirea lui, viața lui, a luat-o razna după ei, tot se gândește la Dana, nu mai mă înțeleg cu el, l-am lăsat să facă ce vrea, că eu sunt sora lui, n-am de ce poți să-i faci? Eu sunt de acord cu tot ce face el, orice nebunie face fratele meu Leo, eu sunt de acord pentru că e fratele meu și țin la el, și sora mea. E sora mea, Luci, poate să facă orice, că e sora mea, eu tot o iubesc
și ține. Las că nu și mai pune, nu mai pune tu păluș și că Lucie cu treaba ei, cu familia ei, nu o să o compară ea în treburile voastre. Așa și trebuie să vorbește de tine și de Leo, pentru că tu ai fost și tu într-un pas care ai fost, că știe toată lumea și nu trebuie să mai te pitul. Și tu? Și eu sunt și Leo a fost. Și atunci ce adică cam caută Luci în discuția asta? Adică eu ce-am făcut cu... Și cum? M-am despărțit și te-am apărțit. Poți să vorbești de asta? Și Leo tot la fel și tu cu nevasta de ta Ion Dileu, spune la oameni că mai cheamă pe unul Ion Dileu. Las-o. Las-o? De ce las-o? Dar ia să-i tu de... Păi a luat banii copiilor, a luat banii băi, copiilor. Băi, nu mai vorbește tu asta, ai dat în depresie. 15.000 a luat, 15.000 prieteni. Ai dat în depresie, nu mai vorbi de asta. Și o dă la bărbați. Da. Tu îmi vorbi pe canalul meu asta. Cum poți să iei... Vorbești pe canalul dar tu, ce vrei tu. Vă rog frumos să vă abonați pe canalul lui Bogdan Originalul, care de discutat ce vrea el despre viața lui personală, o să discută pe canalul păi lui. Nu de mult, dar vorbim de așa, viața mea, de viața ta mea, și de tine. Că m-ai făcut tu cu ăștia, cu... Cu ce? Cu galbenii de ția la Tomi, de se ducea cu ei și îi mânca. Da, păi lua banii cu forța și se ducea așa la femei. Așa să știe Fanny. Dădea Tomi, să nu spune că e vina ta și femeile, nu te mai lasă nici acum acasă. Stai să spune tu, mi-avea o amantă nu. De o seamă... Da, Bogdane, s-a închis telefonul. S-a închis, că nu știu ce telefon. Da, s-a închis telefonul. Hai să punem mai bine așa să te vezi. Unde ai rămas până... Au rămas pentru că... De cum a cheltuit Tomi manivelă toți banii mei. Nu ai rămas acolo. Unde au rămas? Pe scaun ai rămas. Am rămas unde... Pe scaun ai rămas acum. Cu adică... vorba unde ai rămas? Pune cu vorba. Ai rămas că Tomi luase galbenii, așa. Tomi lua galbenii și mergeam fiecare săptămână la o amantă, la Motru. Unde credeți? La amanta lui, la Motru, la una Alexandra. Poate mă vede acum. Unde de sa... Salut, salut, prieteni, salut, tovarăși dragi. Am început într-o discuție pe care mult dintre voi o aveți și voi în toate felurile și în toate pozițiile vieții. După cum știți, lucrurile cu Olga și cu Tomi și cu mine aproape știți și problemele mele și situația pe care încă mă aflu. Ce vreau să vă aduc la cunoștință? Că Olga spunea de toți care și-au făcut, de exemplu, să spunem mai așa, o aventură sau poate o greșeală din viață, nu trebuie să o iei în părere de rău, pentru că nu știi partea care este. Poate să fie din partea lui sau din partea lui, dar până nu stai să analizezi și să vezi lucrurile pe care chiar noi le discutăm și pe YouTube și pe alte posturi, sunt lucrurile care un om nu poate să spune o minciune prin aceea ce a trecut, chiar dacă este vinovat sau chiar dacă nu este. Cel mai bine este că atunci când tu spui și... Despre cine vrei să vorbești? Pune-te îți asum faptul că ești greșit sau nu ești greșit, tot acolo ești. Vreau ca să spun că Olga spunea că nu mai o primește ai acasă, dar e casa ei acolo, frate. Adică bucătarul vrei făcut... să spui, păi ce să facă bucătarul la mine, casa, în familia mea, ce da. Să facă bucătarul? A făcut și ea o casă, o masă, pentru că ea până la urmă urmei și-au făcut pentru copii, nora și nepoți și alea și ne mai este acolo. Dar nu înseamnă că dacă Olga greșește pe un canal de YouTube și spune o vorbă sau ceva pentru cineva, gata, că tu pui tu interziție și să nu mai vine Olga în noastră haia și să faci tu lege pe care tu nu ești, adică pentru tine, să-ți faci tu legea ta, de exemplu. Deci să faci tu regulile tale, pentru că acolo, cum am auzit și cum am văzut, este cineva care injectează pe acolo, vine cu trusa pe la el, de mai face băi, mai face... Ce mai face Olga pe acolo?
Zugrăvește. Da, zugrăvește, de mi-am desfundă. E, și ăla desfundă, ce faci pe acolo? Urechele, vreau să vă spun că Bogdan vorbește ce simte în dimineața asta și eu vorbesc ce simt pentru voi, că sunteți fanii mei și prietenii mei și cunoștințele mele. Vreau să vă spun că eu în dimineața asta lui Bogdan îi dau micul dejun sarmale. Vedeți? Sarmale. Aici am ducat pătrângerul să pun peste sarmale pentru că mie îmi place cu pătrângerul. Bogdan, ai băut cafeluța? Ai terminat discuția? Da, prietena, mulțumesc pentru cafea, mulți dintre voi care consumați cafea, s-a ajuns poftă și vă doresc cu zi plăcută. Și eu vreau în dimineața asta, în weekend de duminică. Știi ce vreau? Care e duminică? Păi suntem asta azi. Care vine, de duminică asta care vine, da. Vreau ca să le transmit. Eu vreau să spun că în dimineața asta nu mai te las să mănânci mere, că tu mănânci câte un măr dimineața. Nu, vreau să mănânci micul dejun, micul dejun sarmale, că de asta ți-am făcut, m-am sculat dimineața să îți fac sarmale. Nu? Ce vreau să vă spun? Mănânc sarmale. Da, noi mâncăm orice, nu avem pretenții. Și mai mult facem și pentru voi rețetele, ca să vedeți și voi și să... Da, mic dejun. Să mai fiarbă un pic și punem pătrunjel și o să mâncăm sarmale la micul dejun, Bogdane. Și te rog frumos, Bogdane, nu mai vorbi cu fanii noștri în politica ta. Vorbește și tu așa cum vorbesc eu. Adevărat, sincer, tu vorbești așa prea serios, nu mai râzi, nu mai glumești în dimineața asta, eu ți-am făcut sarmeluțe. Stai puțin, sarme, când este tu ce vorba, faci? Nu când spui. Păi da, când este vorba de a vorbi pentru persoane și pentru discuția ta personală care vrei să o duci până la bun sfârșit și cer un ajutor de la oameni care scrie un comentariu acolo, pentru că ăla vrea ție... Bine, și atunci tu când vorbești în glumă și mai glumești maia, oamenii speră că tu nu ai nimic, dar este o glumă și stai să faci niște filmări. Da, dar mie îmi place să vorbesc, să glumesc. Noi facem filmări și pentru realitatea din viața noastră, pe care cineva o să ne vină în ajutor cu un cuvânt. Am mai spus și pe canalul meu de YouTube, pentru că noi suntem oameni cu probleme din familie care ne-am tras și eu și ea, și apoi, dacă cineva este disponibil și are plăcere, mulți dintre voi, cred că aveți și voi această problemă și puteți să ne scrieți acolo ca să putem lua și noi o lecție sau un cuvânt de la noi. Pentru că lucrurile așa sunt. Noi nu suntem oameni pe care avem totul și suntem bine. Nu chiar suntem bine, chiar suntem într-o situație foarte dificilă. După cum știți, este și ea cu copiii, cu nora, cu nepoțelul și cu bărbatul, are și acolo, trebuie să le pune la punct și să rezolvă situația ei și cu bărbatul său, după cum știți, cu Tommy. Și eu, la fel, am o mare discuție pe care eu am făcut o greșeală, să spun eu, să nu mai dau vina, că pentru, până la urmă, urmei, femeile au dreptul în toată Europa și în toată lumea. E diferent ce ai face tu ca bărbat, tot femeia care pe primul loc. Da. Și atunci, o să rezolv și eu și o să merg și eu cu Dumnezeu înainte. Chiar dacă sunt eu vinovat, chiar dacă nu sunt, eu mă asum răspunderea cu tot ce ai făcut tuturor și pentru toți care ne subține și ne vede. Hai să vezi ce sarmăluță ți-am făcut eu și o să pun pătrunjel, că așa îmi place mie să miroasă, eu te vezi? Hai! Mai punem un pic să fiarbă pătrunjel. Așa, să mă înțepem la foc mic. Și după aia spune la prietenii noștri că după o masă o să facem o ciorbă de ficat. Da. Pe care am cumpărat-o de la ciupercă, de la prietena noastră, Blonda. Da. Este o foarte, foarte amabilă. Că e fana lui Alin. Da. E fana lui Alin și a lui Mihaela. Alin, vezi să vii la ciupercă, că fana ta a vrut să te vadă în realitate. Îți trimite mesaj lui Mihaela și lui Alin. Și mie mai trimite. Și lui David. Da.
E șpana ta, dar e șpana mea. Dar e specială a lui Alin, a spus. Nu știu. Să vină și el, pe la noi. Da. O să vină, Alin, nu? Da. Nu mai mănânci măracul, că sunt gata sarmalele. Nu spun sarmale, nu? Ia arată la pani, cum te-ai îmbrăcat în dimineața asta? Să te vadă pani. Nu, astăzi că sunt în pijamale, în bermude, sunt așa dimineața la 8. Întrecăm ăsta, parcă e fain, așa, mușchios. Păi asta la Alger l-am cumpărat acum câteva zile. Și mi-e bine, foarte bine, pentru că... Ia să vadă panele tăle. Așa stau lucrurile. Dar de ce nu descoli picioare să te bagă? Nu prea mă place nu vrei. Să fac reclame. A, bine, nu vrei să faci reclame? Nu. Doamne, păi tu ești manichinul meu. Cum să nu faci reclame? Auzi tu. Păi faci reclame pentru fanele mele. Și pentru mine. Poți să filmezi tu că nu poți să filmezi că trebuie să spun sarmale. Da, prieteni dragi, tovarăși, suntem aici pe un canal cu sărmăluță. O să vedeți și voi sărmăluțele acum, care au fost preparate, de la doamna Olga. Sper că au un gust extraordinar, da. Pentru că n-am mai arătat filmarea atunci când s-au făcut sărmăluțele, pentru că n-am avut nici chef așa pentru a filma, dar vă filmăm acum pentru că trebuie să vedeți și voi, după cum știți că Olga este profesor în sărmăluță și le da. Face foarte așa gustoase. Așa te-ai la micul din jos? Da. Și sper că și voi dintre voi faceți sărmăluțe și să aveți poftă. Dragi prieteni, pentru că noi ceea ce facem, noi facem și pentru voi, da? Și stați alături de noi pentru că noi facem lucruri din inimă și specială pentru toți fanii noștri. Da, iar arată și pe mine cum arăt și sarmalele. Numai sarmalele arăt. Dar pe mine în dimineața asta cum arăt, eu așa, arăt. Nu sunt frumoase, numai sarmalele sunt da, frumoase. Da, dar sarmalele, tu nu, cam trebuie ia. Să te oprești din sarmale. Și tu cum ești? Nu sunt de acolo. Da. Dar tu cum ești? Da, sunt foarte bine, lasă că sunt foarte bine. Hai că filmez eu pe tine. Ia zi, Bogdane, cum ești? Și lasă că mi-e foame și te rog frumos să mâncăm ceva. Bine, hai să spun sarmalele, da? Să spui cum am ieșit, da? Da. Să-mi pun și mie. Bogdan, ia spune ceva. Sunt bune sarmalele. Cafeluța ai băut-o, da? Cafeluța, da, dar mai aștept puțin pentru că să se răcească puțin și apoi o să spunem lucrurile cum stau, da? Da? Cum stau lucrurile? Da, foarte bine lucrurile, dar nu știu ce se întâmplă aici, că este jale, jale, jale. Sarmalele sunt bune, nu? Ia filmează-mă și pe mine. Să văd cum sunt sarmalele, că tu n-ai vrut. Ce bune sunt. Sunt bune, nu? Bune, bune. Ați văzut prăteat. Mamă, ce bune sunt. Deci, de fapt, ea le are cu sarmalele. Și mi-a spus să... Mie îmi place sarmalele, că de asta le pregătesc. Păi da, dar ție nu mai trebuie sarmale. Trebuie aceea ce prepar eu, salată din alea, verdețuri, din măre, un măr, oaia. Nu? Da. Eu, fără sarmale, nu pot să trăiesc. Eu cred că acum o să începem o dată pe săptămână sarmalele. Sau o dată la două săptămâni. Cel mai bine o dată la două săptămâni. Păi de când am mâncat? De la București? De la București, două săptămâni. Da. Uitați, prieteni, da? Nu prea sunt roșii așa, pentru că n-a pus multe bulion. Că eu, de fapt, nu prea mănânc bulion în sarmale și că știți cum, îmi face rău la stomac. Da. Ce bune tu!
Da, prietena, asta este, vă doresc și vă o poftă bună și ne auzim. Mm. Ia să spui tu cum sunt, ia. Închideai filmarea? Închideam pentru să mâncăm și noi. Păi ia să văd cum sunt. Dar tu mi-ai dat furculiță sau lingură? Furculiță. Păi de ce furculiță? Cu furculița să mănâncă să nu mănâncă. Da, sunt foarte bune. Vrei lingură? Dăm o lingură și pâine. Cum mâncăm așa? Ah, păi eu mănânc fără pâine dimineața asta. Păi n-ai zis să nu facem burtă și dacă mâncăm cu pâine... Ia uite, spărătește. Trebuie să oprim, că uitasem să le opresc aici. Trebuia să opresc să-l mănânc, vezi? O să ceată și așa. Ce nu se poate? Ce, a, vrei pâine? Vrei pâine, nu? Da. Eu ziceam să mănânci fără pâine. Nu fără pâine. Bogdane, mai vrei și pâine? Da. Doamne.